Există câteva lucruri la care trebuie să fim atenți după operația de rinoplastie. Acestea vor ajuta la accelerarea procesului de vindecare și la eliminarea edemului. Primul dintre acestea este aplicarea gheață în primele 3 zile după operație. Știm că aplicarea gheață reduce semnificativ edemul. Apoi, este foarte important să ne ferim de substanțe precum țigările și alcoolul, care vor întârzia vindecarea și vor crește edemul. De asemenea, în primele săptămâni, vi se va recomanda masaj. Prin această metodă de masaj, vom accelera vindecarea, vom crește circulația sanguină și acest masaj ne va ajuta să eliminăm edemul. La început, este important să ne protejăm de soare. Folosiți regulat cremă de soare. Ieșiți, purtați pălărie. În dietă, poate cel mai important aspect la care trebuie să fiți atenți va fi restricția de sare, consumul ridicat de lichide, iar prin lichide ne referim în principal la apă. Acestea vor accelera atât procesul de vindecare, cât și eliminarea edemului. După prima lună, puteți începe să faceți activități cardio, cum ar fi înotul sau plimbările ușoare. Cu toate acestea, recomandăm sporturile care implică ridicarea greutăților după a doua lună, pentru că în primele 2 luni recomandăm evitarea sporturilor care implică efort și cresc presiunea, precum și a oricărei activități fizice.